Fi foarte scurt. În primul rând vreau să salut prezența Ministrului de Interne la Cluj-Napoca, a domnului Bode, cu întreaga echipă a Ministerului pentru ceea ce înseamnă implementarea proiectului legat de cartea electronică de identitate. Mulțumesc încă o dată Ministerului de Interne pentru faptul că a ales Clujul pentru acest proiect pilot. Cu alte cuvinte, pentru prima dată în România se va implementa cartea electronică de identitate la Cluj-Napoca. Domnule ministru, aici am avut și în 2017 prima conferință care a vizat inovarea, prima conferință a Uniunii Europene într-o fostă țară comunistă, la Cluj-Napoca, în prezența comisarului de atunci pentru inovare, Maria Gabriel. De asemenea, am fost aceia care am dat tonul în România pe bugetare participativă online. Nu în ultimul rând, primele documente în materie de urbanism, certificate de urbanism în același format digital online au fost emise la Cluj-Napoca, iar astăzi, la ora la care vorbim, toți funcționarii, de la portar până la primar, dețin o semnătură electronică în forma calificată sau avansată, prevăzută de lege, astfel încât suntem pregătiți să fim la nivelul așteptărilor dumneavoastră din perspectiva infrastructurii primăriei. Și nu în ultimul rând, cetatea este un oraș al inovării, un oraș care are ca valoare adăugată cercetarea, dezvoltarea, inovarea și IT-ul și, cu alte cuvinte, sunt convins și doritori care o să solicite cartea electronică de identitate în cadrul acestui proiect pilot pe care dumneavoastră îl inițiați la Cluj-Napoca. Domnule ministru, vă invit să adresați mesajul dumneavoastră, după care vom continua programul. Mulțumesc, domnule primar, bună ziua și bine v-am regăsit. Suntem astăzi în fața unui moment crucial pentru ceea ce înseamnă atât parcursul instituțional al serviciilor publice, cât și facilitățile de care cetățeanul român va putea beneficia odată cu deținerea cărții electronice de identitate. Așa cum, foarte corect, spunea domnul primar, astăzi dăm startul emiterii cărții de identitate electronică în cadrul unui proiect pilot pentru care am ales municipiul Cluj-Napoca. Am găsit aici, la Cluj-Napoca, deschidere din partea domnului primar, Emil Boc, din partea echipei domniei sale, pentru implementarea acestui proiect pilot și pentru acest lucru le mulțumesc. Le mulțumesc pentru interesul manifestat pentru acest proiect pilot. Totodată doresc să mulțumesc echipelor tehnice ale Ministerului Afacerilor Interne, care în colaborare cu partenerii instituționali au pus în practică, subliniez, prin forțe proprii, acest proiect pilot. Așa cum bine știți, în continuare vă vom prezenta ceea ce specialiștii Ministerului Afacerilor Interne au pregătit într-o prezentare tehnică a proiectului, iar după această prezentare tehnică vă invităm la sala de sticlă a primăriei municipiului Cluj-Napoca, unde eu o să vă spun motivele pentru care am ales municipiul Cluj-Napoca pentru implementarea acestui proiect pilot, care este calendarul implementării cărții electronice de identitate, care sunt elementele de noutate aduse de cartea electronică de identitate și, bineînțeles, vă voi răspunde la orice altă întrebare de interes pentru opinia publică. Vă mulțumesc și vă invităm să urmărim împreună prezentarea tehnică. A venit și ploaie la timp, programate, așa că putem să mergem